Primăvara, prima fică a anului, cea mai tânără și cea mai frumoasă, este cea care ne îndeamnă să redescoperim frumosul și să ne punem în valoare feminitatea. Astăzi, la Minute de Lifestyle, vorbim despre feminitate. Vom încerca să o privim din toate unghiurile, în așa fel încât și femeile, dar și bărbații, să înțeleagă de ce ea reprezintă o adevărată comoară. Frumusețea și feminitatea sunt fără vârstă și nu pot fi contrafăcute, spunea Marilyn Monroe, recunoscută ca fiind una dintre cele mai iconice personaje feminine din istoria tuturor timpurilor. Feminitatea este o artă pe care fiecare femeie o poate stăpâni și folosi pentru a străluci în toate aspectele vieții sale. Și despre ea vorbim astăzi cu gazda unui workshop pe tema feminității. Feminitatea, când începe să se manifeste, este observată de cei din jurul nostru. Cred că e primul semn că ceva se schimbă în noi, în viețile noastre, și este minunat când cineva îți spune și îți validează faptul că ești feminină, exprimi feminitate. De multe ori, femeile nici măcar nu sunt pregătite să înțeleagă ce e cu feminitatea, dar să o mai și accepte. Da? Și atunci am pornit de la ideea că vindecându-ne pe noi, le vindecăm pe fiicele noastre, pe mamele noastre, pe bunicile noastre și, de fapt, pe toate femeile cu din care... Din jurul nostru, nu? Din jurul nostru, exact. Așa da. Este. Și atunci, viața mea și experiența mea de psihoterapeut mi-a arătat că vitalitatea redusă a femeilor din ziua de astăzi poate fi restaurată, poate fi restabilită dacă săpăm suficient de adânc, da, în profunzimile sufletului nostru, pentru că despre asta este vorba atunci când ne referim la feminitate, despre suflet, despre iubire. Spune-mi, ție ți-a fost ușor întotdeauna să fii feminină sau este doar o impresie pe care o lași? Da, nu știu dacă mi-a fost ușor. Cred că oamenii mă întreabă cum reușești să fii feminină. N-am conștientizat faptul că sunt feminină sau că am calitățile astea, că le pot exprima atât de ușor. Cred că am învățat feminitatea de la mama mea. Nici ea nu cred că a conștientizat ce lecție importantă mi-a predat. Da? Și mi-aduc aminte un episod, eram micuță, ea ne făcea moda. Da? Și se etala în fața noastră și a tatălui meu într-o fustă scurtă cu niște pantofi cu toc înalt, ciorapii cu model și eu eram așa fascinată. Ea se învârta, se juca, se bucura. Mai târziu am înțeles că despre asta este feminitatea, o parte a feminității noastre, da? De a ne bucura de noi, de a ne juca, de a ne permite, da, să ne manifestăm în felul ăsta. De a avea spațiul ăsta de siguranță care să ne permită să ne ce elemente mai compun feminitatea? Hai să o definim un pic așa, în linii mari măcar. Cred că nu ne-ar ajunge o viață să definim feminitatea, știi? Pentru că o înțelegem probabil diferit în fiecare ciclu al vieții noastre. Mulți spun, vremea trece, feminitatea se schimbă și ea, însă nu sunt de acord cu asta. De ce? Pentru că feminitatea, indiferent de cultură, indiferent de epocă, indiferent de contextul politic, da, ea rămâne aceeași, este un tot. Poate îi se schimbă ritmurile sau poate îi se schimbă reprezentările simbolice, însă ea rămâne aceeași. Și eu cred că feminitatea este în primul rând sănătate psihică. Da? Este creativitate, este intuiție. Intuiția este comoară a feminității, da? Și este energie, forță de atracție. Femeia sănătoasă, da, are vitalitate, este puternică, este încrezătoare, este deschisă către relații, către iubire, către viață. Despre asta cred eu că este vorba în ceea ce privește feminitatea. Cred că este mai degrabă o înțelegere, o cunoaștere a sufletului. Feminitatea, cred că e foarte important să o înțelegem pe limba noastră. Mm-hmm. Cu siguranță în tot ceea ce ai definit tu,
sunt elemente pentru fiecare din femeile care ne privesc, elemente care pentru ele compun feminitatea. Cred că le ating cumva, poate nu toate cuvintele pe care le-ai rostit, dar cu tărie în timp, cred eu, acceptând feminitatea și încercând să o dezvoltăm, o să ajungem să înțelegem și celelalte cuvinte. Vreau să știu ce faci tu atunci când întâlnești o femeie care vine cu problema asta la tine. Povesteai ceva de hipnoză la un moment dat și sunt foarte curioasă dacă sau cum hipnoza poate ajuta. Deseori sunt întrebată ce fac la cabinet pentru a le ajuta pe aceste femei, da, să-și atingă latura feminină. Și atunci și stau la workshop-uri, da? Și atunci spun e bine, muncim, ne bucurăm, ne jucăm, dansăm, învățăm să respirăm conștient și dau o atenție deosebită, în special psihologiei clinice și evolutive. Și mă folosesc, poate de cel mai simplu și dar accesibil ingredient, poveștile. Mm-hmm. Până să ajungem la hipnoză, vreau să-ți povestesc despre povești. Da? Poveștile sunt, au un impact puternic asupra noastră, pentru că ele, de fapt, nu ne cer să fim nimic. Da? Ele, e suficient să le ascultăm. Și poveștile suscită emoție, tristețe, curiozitate, întrebări, răspunsuri, melancolie. Deci, poveștile vindecă. Ating. Da. Pentru că femeia modernă este speriată, este tristă, este disperată și este confuză. Ea trebuie să fie așa, un tot pentru toți și să facă minuni. Și atunci, în tot procesul ăsta de a corespunde, se pierde pe sine, se îndepărtează și se abandonează. Începe să joace un rol. Un rol, o mască. Da, poartă o mască pentru a performa cumva, dar în felul ăsta se îndepărtează de ea. Și da, folosesc și o transă hipnotică, îmi place hipnoza. Hipnoza este o stare modificată a conștiinței. În procesul de hipnoză, o persoană, subiectul, da, este ghidată de o alta, hipnoterapeutul, să răspundă sugestiilor de schimbare a experiențelor subiective. Modificăm percepțiile, se modifică senzațiile și emoțiile, gândurile și comportamentele. Și un lucru pe care vreau să-l punctez este că fiecare dintre noi putem face asta singuri, acasă, da? În căminul casei noastre, învățând tehnica autohipnozei. Și ne iese cu succes, e minunat. Probabil în timp, exersând, ajungem în timp, să da, simțim și rezultate. În timp și, da, ajutați, bineînțeles. Oare feminitatea prin prisma femeii, vorbesc aici despre feminitate, pentru că feminitatea există în fiecare dintre noi, toți indivizii de pe această planetă, nu cumva este ea puțin pe cale de dispariție? Este, iar nu o să dispară niciodată, doar că noi nu știm să o manifestăm. Da, nu mai dăm atâta importanță cât are nevoie. Problema este că o înțelegem greșit. Știi, toată lumea vorbește, e o modă să vorbim despre feminitate, despre masculinitate, despre asumare, însă puțin știu cu adevărat sensul cuvintelor. Da, esența. Esența lor. Este important să înțelegem că modelele, da, care ne vorbesc despre, sau influencerii din ziua de astăzi, da, vorbesc despre feminitate, nu sunt întotdeauna sursele cele mai, cele mai bune, da. Și e important cum ne alegem, avem o responsabilitate mare. În general ne referim la feminitate prin raportare la sexul masculin, da? Așa facem treaba asta, de fel. Însă eu știu că din mai multe unghiuri putem privi feminitatea și vreau să-mi povestești puțin despre asta. Da. Este, știi, văzusem un studiu zilele trecute despre feminitate, masculinitate, cum că femeile au mai multe șanse să cucerească un bărbat dacă inițiază ele prima dată. Da, mă amuză și mă întristează în același timp subiectul, pentru că atunci când o femeie cucerește, da, inițiază întâlnirea cu un face bărbat, primul pas, face primul pas, da. Exact. De fapt, preia responsabilitățile
bărbatului. De ce? Pentru că este simplu, bărbatul face, acționează. Femeia creează spațiul bărbatului, de fapt. Atunci când ne dorim să ieșim la cină cu un bărbat, nu o să îi spunem, haide să mergem la cină, sau, da? O să îi spunem că aș mânca, creăm o posibilitate ca bărbatul acela să ne invite. De ce? Pentru că feminitatea și masculinitatea nu sunt două energii care se exclud. Dimpotrivă, cred eu. Dimpotrivă. Noi femeile conținem atât energie masculină, cât și energie feminină. Și invers, bărbații, la rândul lor, conțin energie feminină și energie masculină. Ce ne diferențiază însă este modul de manifestare, da? Care energie este mai dominantă? Da? Pe care o manifestăm și de ce se întâmplă asta? Este un circuit sensibil. Mm-hmm. Da? Este foarte important să conștientizăm. Mm-hmm. Exact. Că să ne privim pe noi, ce facem, ce hrănim, ca să putem să alegem, să o facem conștient. Și atunci ne dăm seama că natura feminină, da, este proprie femeilor. Mm-hmm. Și masculinitatea este proprie bărbaților. În schimb, din cauza faptului că societatea, da, nu a reușit, a eșuat să creeze un spațiu de siguranță pentru manifestarea energiilor, a trebuit să ne găsim tot felul de mecanisme de supraviețuire. Și atunci femeia a descoperit energia masculină, a descoperit, pentru că da, este o energie frumoasă, minunată, a descoperit cât de utilă este energia asta masculină pentru a se proteja. Și a descoperit beneficiile ei. Însă, o supra-dezvoltare a acestei abilități ne face, atrage reversul, da? Ne face să ne îndepărtăm exact de natura noastră a feminității. Și, așa, la un nivel mai profund, nu ne place. Pentru că ce? Ne obosim, ne epuizăm. Da, să fim, este ceva ce nu vine natural să fii sau să faci. Și pe lângă toate acestea, e ca și cum aș construi un scut în jurul inimii mele. Și de ce? Pentru că mi-ar fi frică să mă arăt, să mă dezvălui, să iubesc, să mă implic. Și atunci rămân într-o zonă de siguranță, într-o zonă de confort. Da? Toate astea din dorința de acceptare, mă gândesc. Mm-hmm. Și de a demonstra că suntem balauri. Din dorința de acceptare, de a demonstra și de a mă proteja. Mm-hmm. Pentru că ce mi-au închis inima? Traumele mele din trecut, suferințele mele, m-au făcut să-mi pierd încrederea în masculinitate. Legăturile mele cu masculinitatea, atunci când eram micuță, n-au fost dintre cele mai sigure și atunci mă protejez. Știi ce vreau să știu neapărat și cred că este foarte important pentru toate femeile care ne privesc acum? Ce trebuie să facă o femeie ca să se deschidă masculinității? Să se simtă în siguranță în primul rând, da? Și atunci cum îi se creează spațiul ăsta de siguranță este important. Și uite, o să, nu întâmplător ți-am spus că utilizez în munca mea metaforele și poveștile și despre care cred că sunt vindecătoare. Și o să te rog să-ți imaginezi o floare. Cea mai minunată floare pe care poți tu să ți-o imaginezi, da? Cea mai superb colorată cu... Să zicem un bujor, pentru că bujorii sunt preferații mei. Și ai mei. Un bujor. Cum e un bujor când se deschide la soare? Da? Ne imaginăm o vreme frumoasă, un cer albastru. El este cel mai fericit. E cel mai fericit. Miroase minunat, se simte, se vede, da? E în habitatul lui natural. Întocmai așa se simte o femeie atunci când se simte în siguranță în jurul bărbatului ei, în jurul masculinității. Așa e firesc și natural să ne simțim. Acum imaginează-ți că vine furtuna. Poate evident vântul, că bujorul cumva se închide în el. Se închide. Așa facem și noi atunci când ne simțim în pericol și avem nevoie să fim protejate. Ne închidem și ne strângem ca într-un boboc. Într-o cochilie, da, da, da. Dacă ne deschidem, ne redeschidem înainte ca soarele să iasă și prindem tot furtună, da? Ne speriem, ne închidem la loc și atunci ne e frică să ne deschidem. Imaginează-ți un boboc care va sta strâns, da? Fără să se deschidă nici când vine soarele, pentru că nu mai are încredere, nu mai știe când, pierde contactul cu intuiția, cu, da? Așa facem noi femeile. Și atunci, sau imaginează-ți un cuplu
pentru a înțelege cum stau lucrurile între feminitate și masculinitate, un cuplu în care ea conduce întotdeauna. E obositor, nu? La un moment dat, niciunul dintre ei nu o să se mai simtă confortabil. Și fie renunță, fie se epuizează în toată nebunia asta, în competiția asta, nu mai e iubire, acolo nu mai e relație, nu mai crește nimic. Pur și simplu încercăm să ne demonstrăm care e mai tare, care we can do it, da? Da. Și intrăm într-o competiție. Exact, intrăm într-o competiție. Majoritatea clientelor mele vin la cabinet și sunt foarte nemulțumite. Bărbații buni, masculini, nu mai există, da? Deci e o chestie generală, nu mai să există. Știi că e o discuție generală între femeia asta. Da, exact. Și la cafea, dacă mergem, și pe oriunde... Asta și pentru că în ultima perioadă am început să ne cam certăm cu ei pe cremiță și pe epilator. Dar... Exact, rolurile. De ce? Pentru că asistăm așa la un proces, zic eu, de masculinizare a femeii și feminizare a bărbatului. Și nu doar noi suntem confuze, și ei, săraci, sunt confuzi. Eu cred că noi suntem foarte de vină, ca să zic așa. Da, 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 e posibil. Asta începând cu curentul acesta feminist. Și cu și chiar cred că ar fi foarte bine să vorbim și despre feminitate versus sigur că feminism, da. Pentru că multă lume face niște confuzii acolo. Iarăși, confuzie. Iar eu cred că cumva feminitatea stă în umbra feminismului, cel puțin în zilele noastre. Da, n-am fost niciodată o extremistă, așa. Cred că diferența este foarte simplă. Feminismul, da, are o motivație extrinsecă. E un curent, e o doctrină, da? Care încearcă să și stabilește niște obiective, încearcă să obțină și le-a obținut și le-a îndeplinit legate de egalitatea dintre sexe. Pe de altă parte, feminitatea are legătură cu ceva din interiorul nostru, nu cu exteriorul. Nu o să ne luăm feminitatea din exterior, da? Ne conectăm? Conectându-ne la sufletul nostru. Și atunci, da, evident, există o confuzie în legată de termeni și cred că atât feminitatea cât și feminismul sunt asociate, sunt termeni asociați cu, nu știu dacă ai auzit, dar sigur ai auzit, termenul de girl boss. Da? Da, da. Este, după părerea mea, un concept inventat de TikTok, da? Și de generațiile care au venit din urmă. Da, și este păcat pentru că o asociere în sensul ăsta nu ajută adolescenții și nu ajută tinerii, da, să înțeleagă de fapt despre ce este vorba. Eu cred că greșim, am mai spus-o și mai devreme, noi femeile, că cumva ne alipim de acest curent feminist. Și spun asta pentru că noi nu putem să fim egale cu bărbații. Este ca și cum ai spune că, nu știu, un elefant este egal cu o furnică. Deci noi femeile suntem prețioase și minunate prin ceea ce suntem, bărbații, de asemenea. Însă noi suntem diferiți. În ciuda faptului că avem două mâini, două picioare, un cap, trup și așa mai departe, cred cu tărie că suntem diferiți și suntem aici ca să ne completăm. Nici de cum ca să fim într-o competiție, ca să fim egal, ca să fim mai buni sau ca să fim cumva față de celălalt. Da. Este minunat ce spui. De ce? Pentru că atunci când spunem egalitate între sexe, bărbații au impresia că noi le furăm ceva. Și noi femeile avem impresia că vrem și noi să fim mai tari ca ei. Da? Și exact despre asta este vorba. Culmea este că suntem. Și culmea este că și ei sunt mai tari decât noi, dar în alte aspecte. Uite, am la un simplu search pe Google, o să găsești despre feminism o poză cu o femeie care își încordează bicepsul. Da, și sloganul We can do it. Da, putem să o facem, bineînțeles, da? Că poți să o faci. Depinde ce te mână, depinde ce crezi, care este scara de valori, care este drive-ul tău, așa e. Și bineînțeles că putem. Noi știm că putem să o facem, bărbații știu și ei că noi putem să o facem. Dar știi ce cred că e interesant? Că e foarte important, de fapt, să ne dăm seama că dacă facem anumite lucruri, suntem împotriva noastră. Exact, intrăm iarăși într-o competiție. Exact. Deci ne supra-dezvoltăm abilitatea asta masculină, care ne face, de fapt, să ne îndepărtăm de esența noastră feminină. Și noi acolo suntem cele mai creative. Puterea noastră stă tocmai în feminitatea noastră, da? Și întrebând bărbații
cum recunosc ei femeile feminine? Ce e pentru ei feminitatea? Și o să rămâi surprinsă, dar, sau poate nu, dar ei iubesc calitățile astea feminine la noi. Și ei se plâng la fel ca femeile că nu mai există femei feminine. Da? Și ei iubesc să fim vesele, jovialitatea noastră, capacitatea noastră de a fi sexy, misterioase, latura asta noastră sălbatică. Și felul în care noi le diminuăm masculinitatea asta dură. Și atunci ne trezim într-o societate în care toate femeile suspină după Ragnar din Vikings. Da? Pentru că atunci când vorbesc despre un bărbat masculin, el are în mod natural capacitatea de a cuceri. Își manifestă, exact, prin esența lui. Exact. Și atunci dacă o femeie îl vânează, interesul lui scade pentru femeia respectivă, iar ea devine o țintă ușoară. Misterul dispare și el. Nimic misterios acolo, da? Și interesul, mm-hmm, odată cu... Mm-hmm, da. Cu și transformă bărbatul în leneș. Da. Când nu trebuie să mai depună niciun efort, da? Nu mai pleacă la război, da, la vânătoare. Și atunci bărbatul are nevoie să își manifeste natural, da, toate calitățile astea masculine. De a oferi protecție, de a fi consecvent, de a fi clar în comunicare. Iar noi avem nevoie de lucrurile astea. Însă, pentru că ne este frică, le stricăm. Mm-hmm. Înțelegi? Și o chestie foarte importantă pe care le spun clientelor mele. Nu are nicio legătură norocul. Nu am eu norocul să întâlnesc un bărbat, da, așa masculin și... Și cum îmi doresc, da, cum am nevoie. Nu prea are legătură norocul, dar le întreb pe de altă parte, care este legătura lor, care este relația lor cu masculinitatea lor interioară? Pentru că dacă tu ești foarte masculină, nu o să atragi niciodată un bărbat masculin. El nu se va simți atras de tine. Vei atrage femininul. Da. Bărbatul feminin, incapabil să-ți conțină ție, da, feminitatea. Aha, am înțeles. Da. O femeie conștientă de feminitatea ei nu o să se îndrăgostească niciodată, Alina, de un nice guy. Da. Tipul care le face pe toate, este prezent tot timpul acolo, da, la modul ăla toxic. Și nu o să se îndrăgostească nici de macho, de tipul macho. Pentru că niciunul dintre cei doi nu este suficient de puternic să-i conțină feminitatea. Înțelegi? Mm-hmm. Și atunci atragem bărbații masculini, feminini, pardon. Da, hai să subliniem, mm-hmm, câteva elemente de care, mm-hmm, un bărbat are nevoie să le primească de la o femeie și viceversa. Femeia, am spus, are nevoie ca bărbatul să-i creeze un spațiu de siguranță. Și cum poate face el asta? Să fie consecvent, să fie consistent în ceea ce face, în ceea ce spune, în acțiunile lui, să-i creeze spațiul ăsta de încredere în care ea se poate manifesta, da? Și o să ne gândim și o să zicem, bărbatul devine un plictisitor, dacă el e așa de serios, nu. Da? Bărbatul conduce. Are în mod natural manifestă energia de conducere. Da. Da. Și atunci să-l lăsăm pe bărbat să conducă. Și bărbatul dansează cu femeia în casă. Bărbatul se bucură, glumește. Da? Creează un spațiu de joacă pentru parteneră. Și atunci noi suntem cele mai fericite pentru că îndrăznim să ne arătăm. Îndrăznim să ne arătăm așa cum suntem. Mm-hmm. Fără să ne fie frică că am putea fi criticate. Exemplu, da? Atât bărbații cât și femeile au nevoie de apreciere, pentru că până la urmă e de fapt o luptă pentru satisfacerea nevoilor noastre, nevoia de iubire, nevoia de apreciere, nevoia de ascultare, da? Nevoia de a fi văzuți, auziți. Și de aici și tot dezechilibrul acesta. Da? Și femeia are nevoie să fie creativă, să vină cu idei, să fie veselă. Bărbatul are nevoie de femeia lui să fie așa, da? Să fie senzuală, să învețe senzualitatea, da? Referindu-mă la energia feminină, identific 4 forme de manifestare ale energiei feminine și amintesc amanta, care înseamnă pasiune, foc, culoarea roșie, da? Amintesc copila,
care înseamnă apă, înseamnă emoție, tot ceea ce ține de emoțiile noastre, da? Amintesc regina, pe partea mentală, da? Ea este independentă, este, conține tot ceea ce ține de domeniul ăsta al cognitivului, al gândirii, al așa, și bineînțeles gospodina. Gospodina care ține de planul fizic, da? De corpul nostru, de tot ceea ce pământ, tot ceea ce manifestăm în planul fizic. Învățând să manipulăm toate aceste elemente, învățăm să și reușim să restabilim echilibrul din viața noastră în toate domeniile noastre. Și vine o vreme când femeia, în jur de pe la 30-40 de ani, așa, îi se pare că i s-a umplut paharul și deja relațiile ei poate sunt distruse, inima este rănită și s-a săturat. Atunci s-a săturat să trăiască în amărăciune. Atunci este important ca ea să descopere feminitatea. Asta o readuce la viață, o face să trăiască din nou și să nu continue să trăiască în amărăciune.